Circa 200 de sportivi din 28 de țări își dispută zilele acestea titlul de campion european la aeromodele. În perioada 22-26 iulie, la Simeria, are loc campionatul european de aeromodele zbor liber pentru seniori și juniori, masculin și feminin. Deschiderea oficială a competiției a avut loc ieri pe stadionul din Simeria. Am participat ieri la deschiderea festivă care a avut loc pe stadionul din Simeria. Este vorba despre campionatele europene de aeromodele rezervate atât seniorilor cât și juniorilor, partea masculină și feminină. Am participat, spuneam, la această festivitate de deschidere. Sunt prezente 28 de țări cu aproape 200 de sportivi care se întrec pe parcursul a 4 zile. Sigur că este o onoare pentru județul Hunedoara și pentru Simeria să organizeze o astfel de competiție de mare amploare, ținând cont că în aceste condiții Consiliul Județean Hunedoara este partener cu Federația Română de Modelism din România. Am fost încântat să văd, spuneam, numărul mare de țări participante și numărul mare de sportivi care se vor întrece pe parcursul acestor zile pentru câștigarea titlului de campion europeni. Le-am urat succes tuturor din partea Consiliului Județean și sigur că român îmi doresc ca reprezentanții noștri să câștige cât mai multe medalii. În județul Hunedoara, la Brad, se pregătesc sub îndrumarea antrenorului Adrian Maxim unii dintre cei mai buni sportivi români în acest domeniu, unii dintre ei concurând în aceste zile la campionatul european.